Hristos a înviat, o să vă propun acum o mică întâlnire așa surprinzătoare ca de obicei, în sensul că toți întrebați când și cum și în ce zi, la ce oră și așa mai departe. Un flash mob care să vă provoace un pic, profitând de ziua aceasta. În Franța este seară liberă, este zi liberă, este armistițiul și a fost ceea ce numim noi jour férié, adică zi liberă. Și în măsura în care aveți un pic de timp disponibil și vă e drag, dat fiind faptul că deja suntem încălziți după cursul Centrului Dumitru Stăniloae și pentru că unii dintre noastre nu au înțeles cele spuse până acum în franceză, acum revin în română și vă propun să facem o mică întâlnire în seara asta, dacă vă e drag, cei care aveți disponibilitate și timp, pe tematica aceasta a provocărilor lumii contemporane. Poate că Marius Dumitru este online sau ajunge ca să poată distribui și pe grupul nostru consacrat Flash Mob duhovnicesc. În orice caz, cei care sunteți online sau care puteți să fiți online și care vreți să urmăriți un pic așa o mică căutare, dezbatere împreună, putem să o facem acum în seara aceasta pentru că ar fi un pic de timp disponibil. Întâi de toate, aș zice că, profit de faptul că în sfârșit Părintele Constantin Coman, profesor la teologie, m-a interpelat odată apropo de secularizare. Noi suntem foarte stresați cu secularizarea lumii, da? Și Părintele Constantin Coman spunea, păi este, e un nonsens lucrul acesta. Lumea este secularizată pentru că ea trăiește secolul. Ea trăiește cele ale lumii, cele ale momentului. Bineînțeles că există secularizare în relație cu lumea, pentru că lumea propune cele ale ei. Tot ce ține de lume, ține de secolul. Da? Termenul mai curând se referă la secularizarea vieții bisericești, la această indiferență religioasă care se instalează în viețile noastre prin faptul că valorile propuse de societate nu sunt niște valori care duc către Hristos. Deci dacă noi vrem viață duhovnicească, sigur că trebuie să umblăm către sursa vieții duhovnicești, care este Hristos. Din cauza aceasta, toate stresurile acestea despre ce lume ducem, ce dificultăți sunt în ziua de azi, ce provocări nemaipomenite enorme ducem în ziua de azi, este un stres un pic întreținut fals, în măsura în care întotdeauna vom constata, și Sfântul Apostol Pavel este foarte limpede și o spune, că există un contrast sau chiar un conflict, dacă vreți, între Duhul lui Hristos, Duhul Bisericii, devenit Duhul Bisericii, și Duhul Lumii. Și atunci când nu ești în Duhul lui Hristos în această lume, sau când nu ești în Duhul lui Hristos, e simplu să duci Duhul Lumii și cele care le propune lumea, dar în clipa când ești în Duhul Bisericii, trebuie să te aștepți cumva la această contradicție între ceea ce te poartă Biserica ca înțelegere și ca simțire și ca făptuire și ceea ce te poartă lumea. Din cauza aceasta resimțim lucrurile ca pe niște provocări. Adică omul până la urmă, în clipa când îl caută pe Hristos și se obișnuiește cu toată atmosfera această lăuntrică specifică prezenței lui Hristos în sufletelul lui, sigur că atunci când se întâlnește cu o atmosferă diferentă, cu o abordare diferită a lucrurilor, poate obișnuită tuturor celor care duc viața acestei lumi, sigur că apare acest contrast care problematizează. Și noi le resimțim ca pe niște provocări. Și avem senzația totodată că tot timpul suntem sub asediu. Adică ce are lumea asta cu noi? De ce ne lovește tot timpul? De ce se dărâmă toate lucrurile? De ce suntem prigoniți și așa mai departe? Dar nu suntem într-un timp, nu peste tot în lume, vreau să spun, un timp de prigoană, așa cum era în biserica primară. Deși vieții creștini din Orient, din Siria și așa mai departe duc, cel puțin ca la începuturile creștinismului, atâta durere și atâta trudă și atâta suspin în a-și purta credința. Vă zic adevărat, am viat tuturor. O să vă rog să distribuiți și o altora așa, live-ul acesta pe care îl facem cât se poate de spontan, deci de data asta n-am anunțat pe nimeni. Și în măsura în care considerați că de folos și altora
să distribuiți, pentru că atunci crește, să spunem, dramatic inclusiv numărul de participanți, pentru că oamenii descoperă, nu sunt la curent. După aceea ne scriu și ne spun, păi da, dacă n-ați anunțat, nu știu să anunț întotdeauna și nu știu când am timp la dispoziție să pot să intervin. Bun, am închis această paranteză, deci doar distribuiți dacă puteți cei care vedeți acum live. Și eventual, dacă puteți să, ia să vedem dacă am putea distribui. Dacă puteți distribui cineva și pe grupul nostru Flash Mob, astfel încât eventual să dau acceptul acolo. Nu știu dacă reușesc așa în timp real. Imediat, iertați-mă. Am o legătură acum, internet care s-a ameliorat, este foarte bună și ea îmi permite în general. Da, sunt logat cu alt cont și e complicat. Da, nu o să pot eu să fac direct lucrul acesta, dar nu vă îngrijorați, facem ce putem. Bun. Ok. Revenind acum la oile noastre, o să încercăm așa doar să atingem câteva repere ca și viziune asupra lucrurilor, ca și cadru, dacă vreți, despre cum putem proceda. Deci, întâi de toate, creștinul nu are de-a face cu un fel de război, dacă pot să spun așa, ținut cu orice preț contra lui. Aud teorii din astea conspiraționiste. Nu, pur și simplu trebuie să fim conștienți de faptul că pe măsură ce ducem viața bisericii, viața bisericii se desfășoară în această lume, dar nefiind în această lume. Deci Mântuitorul este foarte limpede. Spune, atâta vreme cât nu aveți valorile lumii, vă vor prigoni. Da? Astea erau niște măsuri, măsurile cele mai mari. Vă vor prigoni sau în orice caz. Mulțumesc, dar nu știu dacă merge Elena și Sorin, nu știu dacă merge să distribuiți direct pe grup dacă nu sunteți moderator, da? Și nu știu dacă știu eu să intru pe grup, pentru că ar trebui să părăsesc aici și să mă loghez în altă parte. Da? Dar hai să încercăm, că ne și distrăm un pic. Iertați-mă, îngăduiți această pauză să vedem dacă reușim să facem. Acum, posibilitățile tehnice sunt uimitoare. Și trebuie să ne și răsfățăm cu ele. Mai ales că se însănătoșește Facebook-ul de la o vreme, știți? Asta este un mare avantaj pentru noi. De altfel, începe congresul mitropoliei noastre. Acum, într-o zi, două, începe. Și mi s-a dat un atelier. Sunt foarte onorat că mi s-a dat... am aprobat acum și a intrat așa. Mi s-a dat atelierul care privește rețelele acestea sociale, inclusiv Facebook. Deci e o propunere de a dezbate asupra utilității folosirii acestor metode. Am distribuit și pe... Mulțumesc, sunteți mai mulți care ați trimis. Pe unii o să-i șterg și la unii o să las, pentru că ajunge să distribui o singură dată. Mulțumesc tuturor celor care ați făcut-o. Pe alte grupuri unde nu sunt și nu vreau neapărat să fiu, puteți distribui dacă considerați iar oportun. Bun, revenind acum. Deci, noi ne resimțim ca provocări, dar de fapt undeva este un firesc. Este un firesc al contrastului între ceea ce începem să trăim purtați de Harul lui Dumnezeu și de înțelepciunea care vine prin biserică și lucrurile care au doar o înțelepciune omenească și au posibilități și viziuni, dacă putem să spunem, diferite asupra lumii, asupra omului și așa mai departe. Atâta vreme cât nu avem o antropologie, adică o viziune asupra omului de bază care este împărtășită de toată lumea din această societate. Deci dacă avem viziune asupra omului care sunt diferite, este firesc să avem și trăiri diferite, pentru că dacă misiunea omului se vede diferit, automat se vor petrece diferit și faptele lui. Deci la modul foarte concret, când aveți o societate care se călăuzește ca viziune asupra lumii, de exemplu prin
reperele care vin din spațiul științelor. Știința are posibilitățile ei, pe care nu le contestăm nicio clipă, de a ne spune cine este omul, dar ea nu poate să țină cont de revelația creștină. Hristos, prin faptul că omul Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu se întrupează și ne împărtășește din tainele, din ceea ce a vrut Dumnezeu să fie omul, atunci sigur că această împărtășire de sus către noi nu era deductibilă, dacă pot să spun, prin demersul strict de jos în sus al științei. Și atunci lucrurile se văd diferit, pentru că acțiunea oamenilor în lume este diferită. Deci în loc să ne punem pe poziții din acestea așa jumulite, dacă pot să spun, despre cum ne e frică, despre ce ne mai face lumea în continuare, pentru că lumea are ceva cu noi, trebuie să înțelegem că de fapt suntem într-un demers de noblețe, de viață, de afirmație și nu de negație. Callisto Swear, episcopul, fost anglican, devenit episcop ortodox la Oxford, spunea foarte frumos că era foarte întristat de rejectarea, dacă pot să spun, de respingerea dimensiunilor culturale în societate, în numele ortodoxiei. Și spunea, bine, dar ortodoxia este o afirmație și nu o negație. Deci noi trebuie să afirmăm, să ne afirmăm. Ortodoxia este afirmarea lui Dumnezeu în această lume. Nu este negarea a ceea ce fac ceilalți. Negările vin în clipa când aceste lucruri intră în coliziune cu viața. Și atunci spunem, viața este așa și lucrurile pe care le faceți sunt negarea vieții. Da? Deci, în clipa când avem poziționarea aceasta, ne așteptăm cumva ca oamenii să nu se regăsească neapărat în valorile noastre, pentru că este un drum de făcut, este o devenire. Mă uit la mărturii diferite din Sfântul Munte. Să văd dacă am aici volumul. De exemplu, e un volum foarte important. Din tradiția ascetică și sihasta a Sfântului Munte. Deci este o bombă aici. Da? Am o bombă. Da? O bombă duhovnicească. Adică am o încifrare extraordinară de Duh. De aceea trebuie să citim cărțile acestea, pentru că este transferul cel mai evident la nivel de Duh între trăitorii în Duh și noi cei care trăim în lume. Cartea aceasta ne arată cum să fim în Hristos printr-o, să spunem așa, mărturie aproape patericală. Adică întâmplări diferite din viața monahilor în care reacționând diferit, au arătat, au exprimat, au lăsat tangibil să atingă oamenii prezența Duhului, Duhului Sfânt, desigur. Spunea foarte frumos aseară preasfințul Timotei într-o intervenție în centrul Dumitru Stăniloae că noi putem să vorbim de spiritualitate în general, dar în viața noastră creștin-ortodoxă vorbim de duhovnicie. Spiritualitate e un termen care înglobează foarte multe perspective, să spunem, dar noi vorbim în mod specific de duhovnicie pentru că spiritualitatea noastră este ancorată în prezența Duhului Sfânt. Iar Părintele Constantin Coman, aveți o carte care este fundamentală, Erminia Duhului. Părintele Coman a scris foarte puțin în tinerețe și acum la vârsta de senior, dacă pot să spun, ne scoate niște cărți remarcabile. El spune că este o revelație absolută a creștinismului faptul că aduce în lume cunoașterea într-un Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt. Că asta este aportul esențial al bisericii în lume, că este specificitatea, dacă putem să spunem, a creștinismului ortodox, apropo de specificul ortodoxiei, vis-a-vis de, adică ca răspuns la provocările lumii contemporane. Deci, o primă idee fundamentală pentru seara asta este că noi căutăm inspirația Duhului Sfânt pentru ca să răspundem într-un Duhul Sfânt la provocările lumii. Și dacă lumea nu are pe Duhul Sfânt sau nu-l caută și nu-l cercetează și nu primește, Cami, tot cereți accept, o să vi-l dau la un moment dat, dar acum nu pot să gestionez această problemă. Dar dacă sunteți îngăduitoare și îmi scrieți în privat după aceea, cred că nu este nicio problemă. Da? Uitați pe contracopertă, pe coperta din spate, spune așa la Părintele Coman, citează câțiva oameni care sunt esențiali pentru viața noastră. Întâi de toate Ioan, că suntem în ziua Sfântului Ioan Evanghelist. Iar când va veni acela, Duhul adevărului vă va călăuzi la tot adevărul. Deci vedeți prezența Duhului Sfânt în lume, adevărata
memorie. Daniel, mulțumesc pentru comentariu. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Deci, vedeți, este altă manieră de a aborda lucrurile. 1 Corinteni 2:14. Aici e o propoziție, o frază extraordinară care mă copleșește efectiv. Sunt eu în gură de aur. Auziți ce poate să spun? Apropo de evlavia unora față de Sfintele Scripturi, absolutizând însă cuvântul respectiv, fără să-și dea seama că Sfintele Scripturi nu sunt altceva decât expresia unei deplinătăți, desigur, a vieții bisericii și a bisericii și a prezenței Duhului în viețile noastre. Ar trebui să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viață atât de curată încât harul Duhului să fie ținut locul, să fie ținut locul Scripturilor în sufletele noastre. Doamne, pe mine mă termină efectiv. După cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar fi trebuit ca inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul Sfânt. Deci vedeți cum funcționează biserica. Sincer, sunt foarte entuziast de că avem de a face cu astfel de părinți și cu astfel de frumusețe, până la urmă, de înfățișare a frumuseții vieții bisericești. Pentru că viața bisericii nu este o viață pentru cei aleși sau pentru niște oameni care nu aveau ceva mai bun de făcut de acasă decât să se țină cumva de așa o viață un pic mai specială, mai religioasă, mai rigidă cumva, cu niște, în sfârșit, niște obiceiuri, să spunem, un pic care te scot din comun. Dar nu e vorba despre asta. E vorba de faptul că biserica este lăsată de Hristos pentru a te întâlni cu Duhul Sfânt, că cu Duhul Sfânt te întâlnești în special în viața bisericii. Și vedeți, de fapt, sunt mulți care spun nu-L trăiesc pe Dumnezeu, nu-L simt pe Dumnezeu. Și de aici ne vin provocările lumii contemporane, pentru că deseori le defii, ca spunem așa, adică provocările vin prin practica unor oameni care, necunoscând pe Duhul, își permit să aducă prin cercetare, prin ceea ce fac ei, prin făptuirea lor, niște încercări care ne pun pur și simplu în fața conștiinței noastre, în fața lui Dumnezeu și ne interoghează, ne spun ce faci, ce faci, pentru că trebuie să răspunzi cumva și să navighezi pe marea aceasta plină de valuri, pentru că oamenii provoacă aceste valuri. Sfântul Maxim Mărturisitor a vorbit cu precizie despre acestea, este cu putință numai acelor care pentru multa curățenie a minților, deci vedeți, tot timpul se vorbește despre curăția minții și a inimii. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Au primit de la Dumnezeu tot harul pe care îl pot primi oamenii. Deci vedeți măsurile omenești. Căci pătrunzând cu ajutorul acestui har în noianul vederilor tainice, hai să spunem că nu e cazul nostru, dar hai să ascultăm ce fac alții. Adică, care este mângâierea omului care se ține de Dumnezeu? Aceștia văd numai rațiunile celor scrise dezbrăcate de veșmântul figurilor. Sfântul Maxim Mărturisitorul excelează în densitatea aceasta metaforică, teologică. Adică, uitați, mai simplu spus, atât cât pot și eu să pricep, este că omului care îi e drag să-și înfățișeze inima lui Dumnezeu, să-și o curățească încetul cu încetul, sau cât poate el de repede, Dumnezeu îl mângâie lăuntric cu niște înțelegeri și niște vederi, sau cu niște înțelegeri care devin vedere duhovnicească. Încerc să vorbesc cumva ca să nu mai spună unii și alții că cuvintele sunt prea grele, dar trebuie să ne ajute și cuvintele să purtăm niște lucruri care, vedeți, sunt atât de frumoase. Sfântul Grigorie Palama. Pentru lămurirea celor care din lipsă de cercare, adică lipsă de experiență a lor și de neascultare de sfinți, adică dacă n-ai experiența ta, măcar ascultă de cei care îți vorbesc în cunoștință de cauză. Ne socotesc lucrurile tainice ale Duhului. Vedeți, lucrurile Duhului sunt tainice pentru că se petrec în cămara inimii, întâi de toate, desigur. Dar nu numai, pentru că și trupurile exprimă prezența Harului, care sunt lucrate în cei ce viețuiesc după Duh. Vedeți, există o viețuire după Duh și o viețuire alta decât după Duh sau multe altele care nu sunt după Duh, într-un chip mai presus de cuvânt și sunt arătate prin fapte, deci cuvintele nu ajung să poată purta aceste realități și sunt arătate prin fapte, adică făptuirea omului exprimă prezența Duhului, nu dovedite prin cuvânt. Adică cuvântul nu ajunge pentru a dovedi și a deveni demonstrație a existenței acestor lucruri adânci.
Nu mai continuă, sigur, așa, pentru lămurire, adică el scrie la vremea lui pentru a se lămuri cei care nu știau de acestea. Lucrurile cerești se cunosc prin Duhul Sfânt, iar cele pământești prin minte. Deci mintea ajută să discerni ce e în jurul tău, dar Duhul te ajută să simți acolo unde simțurile tale nu au acces sau nu au acces singure, dacă nu le-a purtat Duhul. Cine vrea să cunoască pe Dumnezeu prin mintea lui, adică cu exercițiu intelectual, doar din știință, adică din descrierea aceasta fenomenologică, dacă pot să spun așa, acela este înșelare, pentru că Duhul Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfânt. De a se ruga cu lacrimi, vedeți, nu-i ajunge o constatare. Oamenilor le este cu neputință să cunoască pe Dumnezeu altfel. Și se ruga cu lacrimi Sfântul Siloan Atonitul pentru omenirea întreagă, monah e cel care se roagă pentru lumea întreagă, pentru ca oamenii să-L cunoască într-adevăr pe Dumnezeu întru Duhul Sfânt. Vedeți? Aici este miza. Cum să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu întru Duhul Sfânt? Gheron Iosif, bunicul duhovnicesc al Sfântului Munte. Ucenicii ucenicilor lui sunt astăzi cei care conduc Sfântul Munte. Și când în ascultare și în liniște se vor curăți simțurile tale, se va odihni mintea ta, se va curăți inima ta, atunci vei primi har și luminarea cunoștinței. Vei deveni în întregime lumină, în întregime minte, în întregime străveziu. Vedeți niște realități care noi nici n-am ști că există dacă oamenii care le-au cercat nu ne-ar vorbi despre el. Părintele Dumitru Stăniloae. Omul are în sufletul lui o rațiune și o libertate, dar ele nu pot funcționa în modul deplin, adică suntem handicapați, cu alte cuvinte, decât în unire cu Dumnezeu, decât adăpându-se de apa vie a Duhului Dumnezeesc, adică Duhul descoperă. Ce înțelegem noi prin toate lucrurile acestea? Păi înțelegem că dacă vrem să răspundem provocărilor lumii contemporane, cel mai bun răspuns pe care îl putem da este propria noastră viață, adică a fi niște oameni duhovnicești. Că omul duhovnicesc devine răspunsul prin excelență, pentru că izvorăște repere duhovnicești și soluții duhovnicești pentru toate problemele care vin asupra lui. Din cauza aceasta, artileria grea, dacă vreți, a bisericii sunt cei care duc o viață duhovnicească, pentru că ei inspiră și pe alții în a fi lumină lumii. Și lumea nu poate să răspundă provocărilor dacă nu are această ancorare în Dumnezeu. De altfel, inclusiv în fața celor care cer cuvânt din partea noastră, Mântuitorul spune: nu vă îngrijiți ce veți spune, că vi se va da vouă, că Duhul Sfânt va vorbi prin voi. Deci vedeți că Duhul Sfânt nu este, zicem noi, a treia persoană a Sfintei Treimi, cumva cineva suspendat în transcendent. Să-mi continui ideea. Ci este cineva prezent și este memoria vie și concretă a bisericii, care se face în noi ajutor pentru a ne aminti de cuvintele pe care ni le-a dat Hristos. În clipa când îl ai pe Duhul Sfânt, care este inspiratorul Evangheliei, automat ai pe cel care tâlcuiește în tine de sus, sigur, fără interpretări fantasmagorice, dar devine în tine călăuzitor pentru a putea înțelege Scripturile. Larisa, vă răspund, când mă rog, plâng. Să știți că câteodată plângem ca o revărsare, ca o izbucnire, mai ales cei care nu au dus neapărat o viață creștină, se întâlnesc cu Hristos în fața icoanelor, de exemplu, mi s-a întâmplat și la Vatopedi și în alte locuri, de exemplu, sunt oameni care pur și simplu au izbucnit în plâns și eu îi înțeleg, pentru că măcar de câteva ori în viață ni se întâmplă lucrul acesta. E o degajare, o revărsare, ca și cum ai ajuns în brațele mamei și plângi, pentru că ți-era dor și ești acasă. Deci, nu că e de bine sau de rău, că aici nu suntem în problematici în acestea cu de bine sau de rău. Se poate întâmpla, nu știu dacă este sistematic, dar în orice caz, plânsul duhovnicesc este altceva decât plânsul acesta. Da? Să nu credem că este acum că se transformă într-o virtute. Se poate întâmpla. De ce avem impresia că este o obligație când de fapt este așa minunat să ne dorim să dăm slavă necuprinsă iubire unui Dumnezeu? Ni se pare, le percepem la nivel de obligații, pentru că, de fapt, nu suntem în firescul nostru, nu suntem firești în relația cu Dumnezeu, pentru că înțelegerea noastră trebuie să sporească, să crească, să fim niște oameni spovediți și pe măsură ce ne spovedim,
tot mai mult se curățește lăuntrul nostru și atunci devenim ca niște copii cărora le este firesc să fie cu părinții lor. Altfel, cumva lucrurile se petrec din exterior în exterior, adică îl abordăm pe Dumnezeu cumva din exteriorul nostru, pentru că lăuntrul nostru profund nu ne este accesibil și nu știm să-l folosim. Pentru că suntem înstrăinați de noi înșine, nespovedindu-ne și neîncredințându-ne, nepredându-ne, dacă pot să spun, lui Dumnezeu. Și atunci totul se petrece în registrul acesta exteriorist. Simona, și eu mă bucur că sunteți aici, dacă Kimi, Cami se bucură că sunteți aici. Deci, minunatul acesta se gustă. Totul este pe gustat. Dacă mai sunt întrebări, răspund. Dacă nu, ne vom opri aici. Concluzia, sau dacă vreți, perspectiva pe care vreau să o ofer în seara aceasta este că specificul ortodoxiei este un specific duhovnicesc prin excelență. Și cei care cunosc un pic lumea protestantă sau lumea catolică sau lumea religiei în general, își dau seama, cei care duc ortodoxia, că există o viață duhovnicească care se descoperă, care se trăiește și care devine sursa de inspirație pentru toate mișcările unde trebuie să facem față și unde trebuie să dăm răspunsuri prin viața noastră. Mulțumesc pentru chilia mea, este spațiul meu consacrat mai nou, Dumnezeu a binevoit și a binecuvântat acest lucru. Vedeți în partea așa, da? În partea aceasta vedeți o icoană, acolo vedeți, nu știu dacă vedeți, e așa un fel de... E foarte copilăresc ce e acolo, dar este minunat. De fapt, este Maica Domnului cu pruncul în brațe. Ați văzut? Este o expresie foarte interesantă pe care mi-a făcut-o un copilaș și mi-a trimis această icoană, mi-a dăruit-o și am pus-o și eu aici pentru că e una din cele mai frumoase icoane pe care le-am văzut vreodată. Desigur că vedeți și icoana Maicii Domnului din Vladimir pe care o aveți în față aici. M-am dat un pic la o parte ca să o vedeți. Expresia aceasta de dulce sărutare, care este, dacă vreți, pentru mine cea mai mângâietoare, pentru că nu pot să o aportez pe Maica Domnului decât în înțelegerea aceasta de mamă duioasă care își ocrotește fiii. Și sunt, sigur, este o infinită bucurie să te știi ocrotit de o mamă ca Maica Domnului. E posibil când te rogi să ai anumite simțiri mai profunde care îți creează mici stări de fericire. Sigur că este o mânghiere, că mânghierele vin din partea lui Dumnezeu și nu ne-a cerut nimeni să le respingem. Dumnezeu se bucură când ne bucurăm. Dar să nu ne punem pe rugăciune numai ca să declanșăm cu orice preț bucuriile. Adică, deși frumos, până la urmă, și să te întâlnești cu Dumnezeu, să știi că întâlnirea cu Dumnezeu este bucurie prin excelență. Eu vă încurajez să vă bucurați și să căutați, dar nu bucuria în sine, ci întâlnirea cu Dumnezeu vine cu fondul acesta al bucuriei. Da? Deci, căutarea noastră e întâi de toate să ne întâlnim cu realitatea aceasta profundă, pentru că Dumnezeu de fapt ne învață să ne întâlnim cu profundul nostru și profundul nostru în atingere cu profundul lui Dumnezeu este mărturia cea mai vie că suntem niște făpturi nobile. Nu mi-ajung cuvintele să spun așa aproape la nesfârșit, noblețe, profunzime, adâncime, Doamne, pus ai în noi adâncul, da, din psalm, pe care se entuziasma Părintele Constantin Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească. Deci, vedeți, toate lucrurile acestea sunt specific ortodoxie. Adică să nu imaginăm că viața duhovnicească se poate trăi și nefiind în Duhul Sfânt și în plinătatea mărturisirii lui Dumnezeu. Pentru că noi câteodată ortodoxi sau deseori, Olivier Clément spunea în felul lui specific, așa un pic hâtru, îndrăznesc să spun, ortodoxie e precum acela care are un cufăr cu o comoară pe care s-a pus cu fundul pentru că își apără comoara lui, și nici el nu se mai uită ce e în comoara aceea și nu îi lasă nici pe alții să se uite pentru că el ține cumva la adăpost acea comoară. Deci nu merge așa. Ortodoxia debordează, dacă pot să spun, dă pe din afară. Noi trebuie să ne întâlnim cu lumea aceasta și mărturia ortodoxă trebuie să îmbrățișeze lumea. Asta este ortodoxia. Și ceea ce fac eu aici este o mărturie despre frumusețea ortodoxiei. Bine, nu vreau să vă țin mai mult în seara aceasta, prefer să fie mai puțin și mai dens decât mult și spălăcit așa și diluat. Rețineți doar că specificul ortodoxiei, întâi de toate față de provocările lumii contemporane, este viața duhovnicească. Că din interiorul vieții duhovnicești vrei să oferi lumii. Și că sigur că cel care nu cunoaște viața duhovnicească îi se pare ireal cumva, nenatural ceea ce spui, pentru că pentru el realitatea respectivă e străină
de sufletul lui, pentru că nu a gustat realitățile acestea. Dar când ai o viață duhovnicească, lucrurile se văd diferite. Și am citit acele sfaturi de la oameni duhovnicești, care se vede foarte limpede că omul care și-a început viața duhovnicească are o întreagă atmosferă lăuntrică care îl face să aibă o abordare a vieții, a omului, a universului, a realității conjurătoare în fond foarte diferită, pentru că este ajutată de descoperirea de sus. Și atunci e foarte diferită de posibilitățile limitate ale omului care vine de jos în sus și sondează și el așa în absolut și în spațiu cosmic, încercând să dezlușească niște lucruri. De altfel, Stephen Hawking a arătat tocmai limitările omului. Deci unul din cei mai mari oameni de știință nu era capabil să sesizeze niște lucruri pe care Dumnezeu Hristos însuși spunea: slavă ție, Doamne, că le-ai descoperit copiilor și nu celor învățați în această lume. Ăsta e modul lui Dumnezeu de a funcționa. Bine, ne oprim aici. Duhovnicia este specificul ortodoxiei și provocările lumii contemporane cer o trăire și o simțire duhovnicească pentru a putea răspunde complet. Și restul sunt consecințe. Adică veți vedea specificul ortodoxiei în lucruri foarte concrete ca răspunsuri date lumii, pentru că în spate există acest background duhovnicesc și în ultimă instanță există măcar o mică inspirație din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, astfel încât lucrurile pe care le spui să fie cu acoperirea lui Dumnezeu. Pentru că tu cauți această acoperire și pentru că Dumnezeu te pune la adăpost de derivele care se pot întâmpla când gândești autonom, numai cu mintea ta. Hristos a înviat tuturor și, desigur, și acest material este deschis pentru a fi distribuit. Dacă vreți să oferiți vreo surpriză cuiva de seară, așa, nu ezitați, mai spuneți și altora că s-a întâmplat întâlnirea noastră. Hristos a înviat! Oh, no.